Partea a doua 1136-1137 Capitolul 5 1 După plecarea lui Ellen, duminicile erau foarte liniștite în casa de oaspeți. Alfred bătea mingea cu băieții din sat în poiana aflată de cealaltă parte a râului, Marta, care ducea dorul lui Jack, se juca singură, închipuindu-și diverse lucruri, adonând legume, făcând supă și îmbrăcându-și păpușa. Tom lucra la proiectul lui pentru catedral. Odată sau de două ori făcuse diverse aluzii față de Filip, cum că ar trebui să se gândească la ce fel de biserică voia să construiască, dar starețul nu băgase de seamă sau alesese să ignore ce spunea el. Avea o mulțime de lucruri pe cap, dar Tom nu se mai gândea la altceva, mai ales duminicile. Îi plăcea să stea în casa de oaspeți chiar în fața ușii și să privească peste pajiște la ruinele catedrale. Uneori făcea schițe pe o tăbliță, dar mare parte din planuri și le proiecta în minte. Știa că, pentru cei mai mulți oameni, era greu să vizualizeze obiecte mari și spații complexe, dar lui se păruse întotdeauna ceva ușor. Prin felul în care procedase cu ruinele, câștigase încrederea și recunoștința lui Filip. Dar starețul îl vedea în continuare ca pe un zidar. Trebuia să-l convingă pe Filip că era capabil să proiecteze și să construiască o catedrală. Într-o duminică, cam la două luni după plecarea lui Ellen, se simți pregătit să înceapă să deseneze. Împleti un covoraj de trestii și rămurele elastice de aproximativ 90 de cm pe 60. Îi făcu niște margini frumoase de lemn, astfel încât să aibă laturile ridicate precum o tavă. Apoi arse niște calcar pentru a obține var, amestecă o cantitate mică cu niște ipsos bun și umplu tava cu acest amestec. Pe măsură ce mortarul începea să se întărească, desenă pe el niște linii cu un ac. Își folosi rigla de fier de 30 de centimetri pentru a trasa linii corect, echerul pentru a face unghiuri drepte și compasurile pentru curbe. Avea să facă trei desene, o secțiune pentru a explica felul în care urma să fie construită biserica, o imagine de ansamblu pentru a ilustra proporțiile frumoase și un plan la nivelul solului pentru a arăta modul în care era compartimentat. Începu cu secțiune. Își închipui catedrala ca pe o pâine lungă, apoi îi tăie coaja dinspre vest ca să se vadă miezul și începu să deseneze. Era foarte simplu. Desenă o arcadă cu partea superioară plată. Aceasta reprezenta naosul văzut de la un capăt. Va avea un tavan plat, de lemn, ca vechea biserică. Lui Tom i-ar fi plăcut mult mai mult să construiască o boltă curbată de piatră, dar știa că Filip nu-și putea permite. Deasupra naosului desenă un acoperiș triunghiular. Lățimea clădirii era determinată de lățimea acoperișului și acesta, la rândul lui, era limitat de lemnele pe care le aveau la dispoziție. Era greu să facă rost de bârne mai mari de 10 metri și jumătate și erau groaznic de scumpe. Cheresteaua bună era atât de valoroasă, încât era foarte probabil ca un copac bun să fie tăiat de proprietar cu mult înainte de a atinge această înălțime. Naosul catedralei lui Tom avea să aibă o lățime de aproximativ 10 metri sau dublu lungimii parului de fier al lui Tom. Naosul pe care îl desenase era înalt, nefiresc de înalt. Dar o catedrală trebuia să fie o clădire impresionantă Dimensiunile ei trebuia să inspire frică și admirație, atrăgând ochiul spre ceruri cu zveltețea ei. Unul dintre motivele pentru care oamenii le vizitau era acela că reprezentau cele mai înalte clădiri din lume. Un om care nu vizita o catedrală putea să nu vadă în toată viața lui clădiri cu mult mai mari decât coliba în care trăia. Din păcate, clădirea pe care o desenase Tom s-ar fi prăbușit. Greutatea tablei de plumb și a lemnului avea să fie prea mare pentru zidurile sale, care s-ar încovoia spre exterior și s-ar prăbuși. Trebuiau să fie sprijiniți. În acest scop, Tom desenă două arcade cu vârful rotund până la jumătatea înălțimii naosului, câte una de fiecare parte. Acestea reprezentau navele laterale. Acestea urmau să aibă tavane de piatră boltite. Din moment ce lateralele naosului erau mai joase și mai înguste, cheltuielile cu bolțile de piatră nu erau chiar atât de mari. Fiecare navă laterală urma să aibă un acoperiș în pantă. Navele laterale, legate de naos prin bolțile lor de piatră, ofereau ceva sprijin, dar nu ajungeau chiar suficient de sus. Tom avea să construiască puncte suplimentare de sprijin, din loc în loc, în podul lateralelor, deasupra tavanului boltit și sub acoperișul înclinat. Desenă unul dintre ele, o arcadă de piatră care se ridica din vârful zidului navei laterale până la zidul naosului. Acolo unde bolta se sprijinea pe zidul navei laterale, Tom o întări și mai mult cu un contrafort ieșit din partea laterală a bisericii. Deasupra contrafortului așeză un turnuleț pentru a suplimenta greutatea și a da un aspect mai plăcut. Nu puteai face o biserică extraordinar de înaltă fără elementele de întărire ale navelor laterale, suport și contraforturi, dar acest lucru putea fi dificil de explicat unui călugăr, iar Tom desenase această schiță pentru a prezenta lucrurile mai clar. De asemenea, Desenă fundația care mergea adânc sub ziduri. Oamenii neavizați erau mereu surprinși de cât de adâncă trebuia să fie fundația unei clădiri. Era un desen simplu, prea simplu pentru a le fi de mare folos constructorilor, dar ar fi trebuit să fie numai bun de arătat starețului Filip. Tom voia să înțeleagă ce îi se propunea, să vizualizeze clădirea și să rămână încântat de această imagine. Era greu să-ți închipui o biserică mare, solidă, când tot ce avea în față erau câteva linii trasate pe o bucată de ipsos. Filip avea nevoie de tot ajutorul pe care îl putea oferi Tom. Văzuți așa, pereții desenați de el păreau solizi, dar nu aveau să fie. Tom început să deseneze acum imaginea laterală a zidului Naosului, după cum avea să fie văzut din interiorul bisericii. Era întrerupt de trei nivele. Jumătatea de jos nici nu prea era zid. Era doar un rând de coloane cu vârfurile unite prin arcuri semicirculare. Această parte purta numele de arcadă. Prin arcurile arcadei puteau fi văzute ferestrele rotunjite ale navelor laterale. Ferestrele aveau să fie construite simetric cu arcurile, astfel încât lumina din exterior să ajungă, fără nicio piedică, în naos. Coloanele dintre ele aveau să fie simetrice cu contraforturile pereților exteriori. Deasupra fiecărei arcade se afla un șir de trei bolți mici care formau galeria tribunei. Prin acestea nu avea să pătrundă niciun pic de lumină pentru că, în spatele lor se afla acoperișul înclinat al navei laterale. Deasupra galeriei se afla luminatorul, numit astfel pentru că era străpuns de ferestre care luminau jumătatea superioară a naosului. În vremea când fusese construită vechea catedrală Kingsbridge pentru soliditate, zidarii se bazau pe construirea unor ziduri groase și nu construiseră decât niște ferestruici sărăcăcioase care abia dacă permiteau luminii să intre. Constructorii moderni știau că o clădire era suficient de solidă dacă avea pereți drepți și bine construiți. Tom desenă cele trei niveluri ale peretelui naosului, arcada, galeria și luminatorul, folosind strict proporția 3-1-2. Arcada avea jumătate din înălțimea peretelui, iar galeria avea o treime din cea de-a doua jumătate. Proporția era totul în construcția unei biserici. Dădea o senzație subliminală de zveltețe întregii clădiri. Studiind desenul terminat, Tom Socoti, că biserica lui arăta extraordinar de grațioas. Dar oare și Filip avea să fie de aceeași părere? Tom vedea cu ochii minții rândurile de arcuri înșirându-se de-a lungul bisericii, cu modelele și sculpturile lor reliefate de razele soarelui de după amiază. Dar oare Filip avea să vadă același lucru? Își început cel de-al treilea desen. Acesta era un plan la nivelul solului. În imaginația lui vedea 12 arcuri în arcadă. Astfel, biserica era împărțită în 12 părți numite travee. Naosul urma să aibă 6 travee lungime, iar absida 4. Între ele, ocupând spațiul celei de-a șaptea și a opta travee, va fi tăierea naosului cu transepturile, care se vor afla de o parte și de alta, iar turnul se va ridica deasupra. Toate catedralele și aproape toate bisericile aveau formă de cruce. Crucea era cel mai important simbol al creștinismului, bineînțeles, dar exista și un motiv practic. Transepturile ofereau spațiu util pentru capele suplimentare și părți cum ar fi sacristia și epitropia. După ce terminând de desenat un plan simplu la nivelul solului, Tom se întoarse la cel de-al doilea desen, cel care reprezenta interiorul bisericii, văzut din capătul de vest. Acum desenă turnul care se înălța deasupra și în spatele naosului. Turnul trebuia să aibă fie o dată și jumătate înălțimea naosului, fie dublul înălțimii. Varianta mai scundă oferea bisericii un profil regulat, atrăgător, cu navele laterale, naosul și turnul înălțându-se în proporții egale. 1 2 3. Dacă l-ar face mai înalt, efectul ar fi mai dramatic, pentru că atunci naosul ar avea dublul înălțimii navelor laterale, iar turnul dublul înălțimii naosului în proporția 1 2 4. Tom alesese varianta spectaculoasă aceasta era singura catedrală pe care avea să o construiască el vreodată și voia ca biserica să se avânte către cer. Spera că și Filip va fi de aceeași părere. Dacă Filip accepta proiectul, Tom trebuia să-l deseneze din nou, bineînțeles, cu mai mare atenție și respectând exact proporțiile. Și aveau să mai fie multe alte desene cu sutele. Soclurile coloanelor, coloanele, capitelurile, brâurile, ramele ușilor, turnulețele, scările, garguile și nenumărate alte detalii. Tom avea să deseneze an la rând, dar desenul din fața lui reprezenta esența clădirii și era o schiță bună. Una simplă, ieftină, grațioasă și perfect proporționat. De-abia aștepta să îl arate cuiva. Se gândise să aștepte un moment potrivit pentru a l prezenta lui Filip, dar acum că era gata, voia ca starețul să-l vadă imediat. Oare Filip avea să creadă despre el că era obraznic? Starețul nu-i ceruse să-i facă un proiect. Poate că se gândea să angajeze un alt maestru constructor Cineva despre care auzise că lucrase pentru o altă mănăstire și se descurcase bine. Poate că avea să ia peste picior speranțele lui Tom. Pe de altă parte, dacă Tom nu-i arăta ceva, Filip putea presupune că nu era în stare să facă un proiect și astfel ar angaja pe altcineva, fără să-l mai ia în calcul și pe el. Tom nu era dispus să-și asume acest risc. Prefera să fie considerat obraznic. Nu începuse încă să se întunece. În claustru călugării studiau. Filip se găsea cel mai probabil la casa starețului, citind din Biblie. Tom hotărâ să se ducă să-i bată la ușă. Purtându-și planșa cu grijă, plecă din casa de oaspeți. Pe când mergea pe lângă ruine, perspectiva construirii unei catedrale noi îi păru dintr-o dată înfricoșătoare. Cantități imense de piatră, de cherestea, un număr mare de meșteri, mulți ani investiți. El va trebui să-i controleze pe toți, să se asigure că existau mereu cantități suficiente de materiale, să controleze calitatea lemnului și a pietrei, să angajeze și să pună pe liber oameni, să le verifice neobosit munca folosind firul cu plumb și nivela, să facă matrițe pentru mulură, să proiecteze și să construiască mașinării pentru ridicat. Se întrebă dacă, într-adevăr, era în stare de toate acestea. Apoi se gândi ce nemaipomenit avea să fie să creeze ceva din nimic. Să vadă, cândva în viitor, o biserică nouă acolo unde astăzi nu erau nimic altceva decât dărâmături și să spună Eu am făcut-o. Ascuns într-un ungher uitat al minții lui, se mai afla și alt gând, ceva ce de-abia reușea să recunoască față de sine. Acnes murise fără preot și era îngropată în pământ nesfințit. I-ar fi plăcut să se întoarcă la mormântul ei împreună cu un preot care să spună rugăciuni la căpătăiul ei și, poate, să pună o piatră funerară. Dar îi era teamă că dacă atrăgea în orice fel atenția asupra locului unde o îngropase, într-un fel sau altul, povestea abandonării pruncului ar ieși la iveală. Lăsarea unui bebeluș să moară însemna totuși o crimă. De-a lungul săptămânilor care se scurseseră de atunci, își făcuse griji din ce în ce mai mari în legătură cu sufletul lui Agnes dacă se afla sau nu într-un loc bun. Îi era frică să-l întrebe pe preot pentru că nu vroia să dea detalii, dar se consolase cu gândul că, dacă reușea să construiască o catedrală, atunci, mai mult ca sigur, Dumnezeu avea să-l vadă cu ochii buni și se întreba dacă nu-l putea cumva ruga ca Agnes să fie cea care să beneficieze de această bunăvoință în locul lui. Dacă și-ar fi putut dedica munca la această catedrală lui Agnes, ar fi simțit că sufletul ei era în siguranță și s-ar fi odihnit mai liniștit nopțile. Ajunse la casa starețului. Aceasta era o clădire mică de piatră cu un singur nivel. Ușa stătea deschisă deși era o zi friguroasă. Tom ezită câteva clipe. Trebuie să fiu calm, competent, plin de cunoștințe, expert își impuse el. Stăpând pe orice aspect al artei moderne de a construi, exact omul în care te-ai încrede cu dragă inimă. Intră. Era o singură încăpere. La un capăt se afla un pat mare cu draperii luxoase, la celălalt un mic altar cu un crucifix și cu un sfeșnic. Starețul Filip stătea în picioare lângă fereastră, citind ceva de pe o foaie de pergament încruntat cu o expresie de îngrijorare pe chip. Își ridică privirea și îi zâmbi lui Tom. Ce ai acolo? Desene, părinte, spuse Tom, mlădindu-și glasul astfel încât să aibă o tonalitate joasă și liniștitoare. Pentru noua catedrală. Pot să-ți arăt? Filip părea surprins și totodată curios. Chiar te rog. În colț se afla un pupitru mare. Tom îl aduse la lumină lângă fereastră și puse bucata de ipsos pe panta lui obligă. Filip se uita la desen. Tom îi privea cu atenție chipul. Își putea da seama că Filip nu mai văzuse niciodată un desen în ansamblu, un plan la nivelul solului sau o secțiune prin clădiri. Pe fața starețului se zărea o încruntare nedumerită. Tom început să -i explice. Îi arătă planul în ansamblu. Te afli în centrul naosului privind peretele, spuse el. Aceștia sunt stâlpi Arcadei. Sunt uniți prin bolți. Prin acestea vezi ferestrele navelor laterale. Deasupra arcadei este galeria tribunei, iar deasupra ei, ferestrele luminatorului. Pe măsură ce înțelegea expresia lui Filip început să se însenineze. Învăța rapid. Privi planul de la nivelul solului, și Tom văzu că era la fel de nedumerit ca și prima dată. Tom spuse. Când ne plimbăm pe șantier, însemnând unde vor fi construite zidurile și locurile de unde se vor înălța stâlpii, pozițiile ușilor și a contraforturilor, avem un plan ca acesta și în funcție de el știm unde să ne batem țărușii și să ne întindem sforile. Semnele dumiririi luminară din nou trăsăturile lui Filip. Nu e deloc rău. Nu e deloc rău, își spuse Tom în sinea sa, că Filip nu poate înțelege desenele. Îmi dă mie ocazia de a mă arăta încrezător și a tot știutor. În final, Filip privi planul în secțiuni. Tom îi explică: Aici este naosul, în mijloc, cu tavan de lemn. În spatele naosului este turnul. Acestea sunt navele laterale, de o parte și de alta a naosului. La marginile exterioare ale lateralelor se află contraforturile. Arată splendid, spuse Filip. Tom își dădea seama că îl impresionase cel mai mult imaginea în secțiune, cu interiorul bisericii la vedere ca și cum capătul de vest ar fi fost dat la o parte ca ușa unui dulap pentru a se zări interiorul. Filip privi din nou planul la nivelul solului. Naosul nu are decât șase travee? Da, și patru în spatele altarului. Nu e cam puțin? Îți permit să o faci mai mare? La o, adică nu pot permite să construiesc nimic, spuse Filip. Presupun că nu ai idee cam cât o să coste toate astea. Ba, știu exact cât o să coste, spuse Tom. Văzu surprinderea oglindită pe chipul lui Filip. Starețul nu-și dăduse seama că Tom putea face calcule. Petrecuse multe ore calculând costul proiectului său până la ultimul penny. Cu toate acestea, îi oferi lui Filip o cifră rotundă. Nu o să coste mai mult de 3000 de lire. Filip izbucni într-un râs Ultimele săptămâni mi le-am petrecut calculând venitul anual al stăreției. Agită foaia de pergament pe care o citea cu atâta neliniște atunci când intrase Tom. Iată care e răspunsul. 300 de lire pe an și cheltuim până și ultimul bănuț. Tom nu fu luat prin surprindere. Era evident că stăreția fusese prost administrată până acum. Era încrezător că Filip avea să îi îmbunătățească starea financiară. O să găsim bani părinte, spuse el. Cu ajutorul lui Dumnezeu, adăugă el prinde de Filip își îndreptă din nou atenția asupra desenelor cu un aer deloc convins. Cât va dura construcția? Asta depinde de câți oameni angajezi, spuse Tom. Dacă angajezi 30 de zidari cu suficienți muncitori, ucenici, dulgheri și fierari ca să îi ajute, ar putea dura 15 ani. Un an pentru fundație, patru ani pentru spațiul din spatele altarului, patru ani pentru transepturi și șase ani pentru naos. Odată în plus, Filip părui impresionat. Aș vrea ca demnitarii mei monastici să aibă capacitatea ta de a gândi pe termen lung și de a face calcule, spuse el. Cercetă meditativ desenele. Deci trebuie să fac rost de 200 de lire pe an. Nu sună atât de rău dacă pui problema așa. Părea îngândurat. Tom era încântat. Filip începea să se gândească la catedrală ca la un proiect posibil, nu doar ca la niște desene abstracte. Să presupunem că aș avea mai mulți bani, am putea construi mai repede? întrebă starețul. Până la un punct, da, răspunse circumspect Tom. Nu voia ca Filip să fie excesiv de optimist. Aceasta putea duce la deziluzii. Ai putea angaja 60 de zidari și să ridici toată biserica odată, în loc să lucrezi de la est la vest, iar asta ar dura între 8 și 10 ani. Mai mult de 60, la o clădire de mărimea aceasta, ar începe să se încurce unii pe alții și să încetinească ritmul lucrării. Filip încuvință printr-o mișcare din cap. Părea să înțeleagă ideea fără nicio dificultate. Totuși, chiar și cu numai 30 de zidari, aș putea avea partea de est terminată în 5 ani. Da, și ai putea o folosi pentru slujbe și pentru a face un altar nou pentru o semintele Sfântului Adolfus. Într-adevăr, Filip era acum extrem de tulburat. Mă gândeam că vor trece zeci de ani înainte de a avea o biserică nouă. Îi adresă o privire vicleană lui Tom. Ai mai construit vreo catedrală până acum? Nu, deși am proiectat și am construit biserici mai mici. Dar am lucrat la catedrala Exeter timp de mai mulți ani ajungând maestru adjunct. Vrei să construiești chiar tu această catedrală, nu-i așa? Tom șovăi. Cel mai înțelept ar fi fost să se arate sincer cu Filip. Starețul nu prea îi tolera pe cei care se ascundeau după deget. Da, părinte, Vreau să mă numești maestru constructor, spuse pe un ton cât mai calm posibil. De ce? Tom nu se așteptase la această întrebare. Avea o mulțime de motiv. Fiindcă am văzut pe alții ridicând catedrale greșit și știu că eu aș putea să fac asta bine, își zise el în gând. Pentru că nimic nu-i dă o satisfacție mai mare unui meșter decât să-și exercite meseria, cu excepția poate, a clipelor în care face dragoste cu o femeie frumoasă. Pentru că așa ceva dă sens vieții cuiva. Pe care dintre aceste răspunsuri îl voia Filip? Probabil că starețul își dorea să primească un răspuns pios. Dând poate dovadă de nesăbuință, hotărât să spună adevărul. Pentru că va fi frumoasă, zise el. Filip se uită ciudat la el. Tom nu-și putea da seama dacă era furios sau dacă era vorba despre altceva. Pentru că va fi frumoasă, repetă Filip. Tom început să creadă că era un motiv prostesc și vrut să adauge ceva, dar nu se putea hotărâ ce. Apoi își dădu seama că Filip nu era deloc sceptic. Era emoționat. Cuvintele lui Tom îi atinseseră sufletul. Într-un final, Filip încuvință din cap ca și cum, după ceva meditație, se declară de acord. Da, și ce ar putea fi mai bine decât să facem ceva frumos pentru Dumnezeu? Zise el. Tom nu rosti niciun cuvânt. Filip nu spusese, da, tu vei fi maestrul constructor. Tom aștepta. Filip păru pe punctul de a lua o hotărâre. Mă duc împreună cu episcopul Welleram să-l vizitez pe rege la Winchester peste trei zile, spuse el. Nu știu exact care sunt planurile episcopului, dar sunt sigur că îl vom ruga pe regele Stefan să plătească pentru ridicarea unei catedrale noi pentru Kingsbridge. Să sperăm că vă va aproba rugămintea, zise Tom. Ne e dator cu o favoare, spuse Filip, cu un zâmbet enigmatic. Ar trebui să ne ajute. Și dacă o face? Întrebă Tom. Cred că Dumnezeu mi te-a trimis cu un scop, Tom Constructorul, rosti Filip. Dacă regele Stefan ne dă banii, poți să construiești biserica. Era rândul lui Tom să fie emoționat abia dacă știa ce să spun. I se împlinise cea mai mare dorință, cu o condiție totuși. Totul depindea de reușita lui Filip în a obține ajutor din partea regelui. Dădu din cap acceptând promisiunea și riscul implicat. Mulțumesc, părinte, spuse el. Se auzi clopotul care chema la vespere. Tom își planșa. Ai nevoie de ea? întrebă Filip. Tom își dădu seama că ar fi fost o idee bună să o lase acolo. Avea să-i amintească mereu lui Filip de promisiunea făcută. Nu, nu am nevoie de ea, spuse el. Am totul în minte. Bine, mi-ar plăcea să o păstrez aici. Tom în cuvință și se îndreptă către ușă. Îi veni în minte că, dacă nu avea să întrebe atunci despre Agnes, n-avea să o mai facă niciodată. Se întoarse spre stareț. Părinte? Da? Prima mea soție, Agnes era numele ei, a murit fără preot și înmormântată în pământ nesfințit. Nu a păcătuit, doar că așa s-a întâmplat. Mă întrebam... Uneori oamenii construiesc o capelă sau fondează o mănăstire în speranța că, în viața de apoi, Dumnezeu își va aduce aminte de fapta lor pioasă. Crezi că proiectul meu ar putea ajuta la protejarea sufletului lui Agnes? Filip se încruntă. Lui Avrami s-a cerut să-l sacrifice pe singurul său fiu. Dumnezeu nu mai cere sacrificii de sânge pentru că s-a făcut cel mai mare sacrificiu dintre toate. Dar învățătura din spatele poveștii lui Avram este că Domnul ne cere ce avem noi mai bun, ceea ce ne este mai scump pe lume. Este acest proiect cel mai bun lucru pe care ai putea să-l oferi lui Dumnezeu? Cu excepția copiilor mei, da. Atunci stai liniștit, Tom Constructorul. Dumnezeul va accepta.